Salutare tuturor! Mă numesc Andrei Bace și bine ați venit la podcastul De Vorbă. Un podcast despre Dumnezeu, discuții pe teme diverse și mărturii alături de oameni faini și dragi inimii mele. Astăzi am deosebită onoare și plăcere de a avea ca invitați doi eroi. O eroină și un erou mai mic și veți vedea despre ce este vorba. E un copilaș deosebit și în cazul în care se va mișca, noi vom fi aici foarte naturali și vă rog frumos să ne înțelegeți. Bine ați venit, dragilor! Ce faceți? Cum sunteți? Bine te-am găsit, Andrei! Ce faci, Osa? Tu cum ești? Bine ai venit! Du-te-mă! Sunt încă puțin rușinat, dar o să-mi treacă curând. Tu ești Laura și el este scumpul tău, Iosua. Laura, ai un soț deosebit, Benny, și mai ai încă două minuni acasă? Exact. Cum Caleb îi cheamă? Și Hadassah. Dumnezeu să binecuvânteze toată familia ta. Vreau să fie asta o discuție liberă ca între prieteni și aș dori puțin să ne povestești despre contextul vostru ca familie. Cum s-a născut Iosua? Cum, de unde veniți și așa mai departe? Mulțumim tare de invitație. Suntem onorați și rușinați astăzi de invitația ta. Da, eu sunt Laura și soția lui Benny și împreună avem cei trei copii minunați. Iosua, care are 7 ani. Mulțumim. Caleb 5 și Hadassah 3. O familie tipică și atipică în același timp. Eu sunt primul nostru născut, un copil special cu sindrom Down și ceilalți doi copii neurotipici. Și da, asta e motivul pentru care astăzi suntem aici, să vorbim despre minunile noastre și minunile pe care Domnul le-a făcut cu noi și cu familia noastră și în mod special astăzi este despre Iosua și sindromul Down. Tu care ai 7 ani, cum ai Iosua? Cum faci tu 7? Bravo, Iosua, bravo, mă, Domnul să te binecuvinteze. Tu ai numele unui mare om din Scriptură, Iosua. Uh-huh. Și ești așa de iubit și ești special, ești prețios, așa. Să fim naturali. Laura, eu am auzit puțin despre povestea voastră și am fost foarte impresionat de două lucruri. Am fost impresionat de faptul că l-ați pus pe Dumnezeu pe primul loc și ați zis că dincolo de experiența noastră este cum ne-a întărit Dumnezeu și este vorba despre El. Dar al doilea lucru m-a impresionat foarte mult atitudinea ta pozitivă ca mamă. Hai să vorbim deschis câteva întrebări. Cum e viața cu un copil care e special ca Iosua? Ce presupune? Viața e faină. Și viața în cuplu e faină și viața cu copii e faină. Dar cum viața cu copii e faină, e la fel și provocatoare. Și da, pot să zic că provocări diferite. Dar cum fiecare copil e diferit, nu... Da, eu sunt special în felul lui, dar la fel și Hadassah și la fel și Caleb sunt special în felul lor și da, provocările sunt un pic mai mari, dar există viață cu bucurie chiar în provocări și în încercări. Nu pot să zic că e totul roz, nu pot să zic că gata, acum trăim doar pe flori, dar trăim pe pământ. Dar în același timp poți să trăiești o viață împlinită și plină de binecuvântare și nu pentru că noi, ci pentru că Dumnezeu face să fie așa pentru noi. Și da, cred că ăsta e un răspuns care se potrivește oricui atunci când ai viața alături de Dumnezeu. Da, nu că nu sunt provocări, sunt provocări, ele sunt multe și diverse. Dar există pacea care întrece orice pricepere și care poate să acopere orice încercare și care peste rațiune, peste energie, peste nivel de ce vrei noi, ce putem ajunge noi maxim. Asta e doar pentru că Dumnezeu. Deci e o pace dincolo de orice pricepere, orice înțelegere și asta e rugămintea ca oamenii să înțeleagă că Dumnezeu este Cel care vă dă puterea. I-am dat lui Iosua un microfon acum să vorbească și el și Iosua să știi că ăsta e microfon special. E din ăla vechi, vintage, retro, cum ar fi. Laura, mă interesează mult povestea voastră, așa numite detalii, dacă se pot spune.
cum v-ați simțit, cum a fost în momentul în care ați aflat vestea că veți avea pe Iosua? Noi ne-am căsătorit la, eu aveam 23 de ani și la 25 s-a născut Iosua, la aproape 25 ai mei. A fost o sarcină aparent fără probleme, toate erau în parametrii normal, toate măsurătorile arătau că totul e în regulă. Și nu ne-am așteptat niciun moment să fie vreo problemă sau vreun diagnostic ulterior, deci nici nu ne-a trecut prin cap asta. După ce am născut, a doua zi, cât că mi-a dus copilul în salon și m-a chemat doamna doctor neonatolog să avem o discuție. Nu face așa. Și în momentul în care m-a scos din salon, mi-am dat seama că ceva nu e în regulă. M-am dus în cabinetul dânsei și am început să-mi pună întrebări și am zis din start, ok, spuneți-mi care e problema. Așa, mulțumesc. Vorbește la microfon. Așa. Bravo, Iosua, e bun. Și atunci mi-a spus că există o suspiciune de sindrom Down. A fost foarte complicat. A fost foarte complicat pentru mine atunci. Știi cum, pentru un părinte care a... Niciun părinte nu e pregătit să afle un astfel de diagnostic niciodată. Și niciun fel de diagnostic pentru copilul lui. Și cumva toate fazele prin care treci, de la șoc, la negare, la... Nu știu, cred că treci prin toate stările posibile. Atunci știam despre ce e vorba, pentru că noi în familia extinsă mai avem o domnișoară acum cu sindrom Down. Este nepoțica soțului meu. Și cumva știam despre cu ce se mănâncă și ce e asta, doar că a fost, bineînțeles, șocant, pentru că nu ne-am așteptat nicio secundă la, la diagnosticul ăsta. Primul lucru, m-am dus în salon. Ce faci când ai un diagnostic? Pui mâna pe telefon și, da, l-am chemat pe soț rapid la spital și apoi am dat, deși știam în principiu ce înseamnă sindrom, da, m-am apucat să caut online și nu vrei să cauți online atunci când auzi despre un diagnostic. Toate gândurile negative, toate... Da, din păcate, deși sunt mulți, foarte multe persoane cu sindrom Down în România, nu avem, nu știu, niște site-uri care să fie de încredere. Nu avem nici măcar, așa să-ți închipui, că până anul acesta nu am găsit pe piața în România, în limba română, nici o carte, nici un material tradus sau făcut în România despre sindromul Down. Ceva care să, poate sunt, cu siguranță sunt studii care sunt medicale, care sunt pentru sistemul medical, dar pentru un părinte care acum află un diagnostic, nu are nicio resursă. Anul ăsta, cu harul Domnului, am reușit să traducem un prim ghid al părinților de copii cu sindrom Down, care acoperă informații încă din perioada de sarcină până la vârsta adultă. Și e prima carte de pe piață care abordează cumva aspectul ăsta mai Felicitări, deci voi ați tradus și acum... Da, am tradus și tipărit cartea și acum suntem în faza de promovare a ei și cumva mai mult o să fie cu titlu gratuit sau la un preț simbolic. Pentru că sunt cel puțin 6.000 de persoane cu sindrom Down în România. Wow. Dar nu avem informații. O întrebare aici foarte scurtă. Da. Aveți canal de YouTube? Mai nu avem canal de YouTube, avem o pagină de Facebook. Între timp, în cei 7 ani, am înființat și o asociație care se... De ce întrebam lucrul ăsta și după asta vorbim și de asociație? Tu vorbești foarte bine. Ești o vorbitoare talentată. Mă gândeam că ar fi foarte educativ, asta ca idee, să-ți faci tu anumite videoclipuri, să spui din experiența ta și oamenii când accesează să vadă pe cineva care e plăcut, cum ești tu, să spun, hei, uite, asta am avut noi ca experiență, dacă treceți prin anumiți pași sau nu, mă gândeam la lucrul ăsta, chiar te-aș încuraja. Da, e o idee bună, mulțumesc. Știi cum, nimic din tot ce am făcut nu a fost planificat înainte. Și faptul că am început să
lucrăm în domeniul ăsta al dizabilității și al părinților de copii cu sindrom Down a fost cumva tot din experiența noastră. În momentul în care noi am avut un copil cu sindrom Down, ne-am dat seama că nu există niciun fel de sprijin pentru părinte. Sunt în Cluj, de exemplu, sunt multe asociații care sunt pentru copii, tineri, adolescenți, adulți, dar ca și părinte nu ai niciun fel de resursă, nici din partea statului, nici din partea ONG-urilor. Și atunci am început, așa, în mod organic, să povestim cu părinți de copii mai mici decât ai noștri și împreună cu încă alte două mămici. Am început să facem un soi de consiliere pentru părinții de copii mai mici. Prietenul meu nou acum, Iosu, mi-a lăsat mie microfonul și e un băiat deosebit. Am bătut acum și high five 5 cu el, îmi spun cu băiețelul meu. Am văzut așa puțin din modul în care se comportă, este energic, nu mi s-a părut rușinos. Dar să ne întoarcem la ceea ce spuneai înainte, că în România nu ai avut niciun exemplu, ai căutat online, ai găsit nimic și tu, practic, prin experiența ta, te-ai întâlnit cu alte familii, parcă aici... Da. Am întâlnit alte mămici, Iulia și Ana, pe vremea aceea, care aveau copii de vârstă asemănătoare cu Iosua. Și... în mod natural am văzut nevoia asta de, ok, hai să povestim, hai să împărtășim, noi suntem bine, uite, eu sunt un caz fericit, cel puțin jumătate din copiii care au sindrom Down au alte boli grave asociate și cel mai des întâlnit sunt problemele de inimă. De obicei urmează după naștere, în primele luni, operații pe cor deschis. Ceea ce la noi nu a fost cazul, eu s-a fost sănătos și am fost atât de mulțumitor Domnului pentru Dumnezeu asta. Dumnezeu să fie lăudat pentru asta. Da, chiar a fost harul Domnului și asta a ajutat foarte mult în dezvoltarea lui ulterioară. Dar am zis, uite, noi am putut să vedem, să înțelegem mai din timp, poate, ce înseamnă sindrom Down, cum ar trebui să ne raportăm la sindrom Down, ce putem să facem în mod practic pentru copii, pentru familiile noastre în contextul ăsta, pentru că în momentul în care e un copil cu oricare altă problemă, dizabilitate, boală, totul se schimbă și atunci trebuie să te recalibrezi și până ajungi să înțelegi un pic pe ce tărâm ești, ce ți se întâmplă, în ce lume ai căzut, ai nevoie de suport. Și din ce am observat noi, primul an e decisiv, oarecum, pentru că atunci se dau cel mai mari bătălii, poate și din punct de vedere medical pentru copii și intervenția timpurie este foarte importantă, cu cât mai repede, cu atât mai bine să se intervină prin terapii și tot ce se poate lucra cu ei, dar și pentru părinți, pentru că, din nou, șoc, negare, frustrare, supărare și toate sentimentele care urmează, cumva pot să paralizeze. Am întâlnit, Andrei, în Cluj, cazuri în care și chiar în lumea evanghelică, și asta m-a frustrat maxim, avea copilașul aproape de un an jumate și mama tot ce știa despre sindrom Down era că cândva a văzut o persoană cu sindrom Down pe stradă și atât. Asta era tot ce știa, în mijlocul Clujului, în mijlocul lumii evanghelice. Ce se întâmplă e că mama a intrat în depresie și nu mai vrut să știe nimic, nu mai căuta nici online, nu mai căuta nici în afară, medicii nu-ți spun, nu te îndrumă, uite, ai de făcut una sau cealaltă. Și atunci s-a pierdut timp prețios din viața familiei lor și din recuperarea copilului. Deci ce înțeleg eu de la tine, scuză-mă, că primul an jumate este critic? Asta da, cu cât se intervine mai repede, cu atât cumva, dacă ai un start bun, după aia e mult mai ușor de recuperat. Să zicem că un copil tipic umblă în jur de un an. E bine, la sindrom Down asta e poate unul la 100 sau mai mult. Dar trebuie să intervii pe kinetoterapie, pe masaj, pe toate terapiile care sunt, să ajuți copilul de mic, ca și un copil tipic, cât e mic, are o perioadă de până în 4 ani în care mintea și corpul lui se dezvoltă într-un mod uimitor. Și după aia procesele un pic încetinesc. Nu? Așa în primul an la copiii cu sindrom Down.
poți să recuperezi mult mai ușor. După ce ai pierdut un an jumate, doi poate, timp în care părinții sunt depresie, nu știu, avem multe mame singure, pentru că soțul nu știu cum să fac față și-o plecat sau în fine. Se pierde timpul ăla de început, de start, pentru terapia copilului și atunci lucrurile evoluează mult mai încet și progresul e mai mic. Se poate recupera, dar unde încercăm noi să ajutăm e fix la mamele care acum află că o să aibă un copil cu sindrom Down, care sunt însărcinate și ori afla din sarcină. Vrem să le pregătim. Cât am încercat să facem consiliere pro-viață, că și asta e un subiect cumva sensibil în domeniul ăsta. Și apoi, după naștere, mamele care află ulterior și, ok, hai să intervenim atunci. De ce să piardă mama aia ani din viață, stând într-o depresie? Știi cât a fost nevoie? Am avut o întâlnire cu mama respectivă. Da. Am stat 2 ore și am explicat că, stați, nu s-a terminat lumea. Uite, există viață și după acest diagnostic și se poate face. S-a deblocat. A început să intre un pic în sistem. Da, desigur. Cred că s-a topit când l-a da, văzut. Da, da, cumva e ciudat că sunt așa de multe sentimente care încearcă inima mamei și printre cele mai cumva greu de dus. Știi care a fost rugăciunea mea din primele săptămâni? Doamne, ajută-mă să-l pot iubi și să mă pot bucura de el. Nu e vorba că nu-l iubeam, că-l iubeam. Dar cumva nu ai atât atâtea în cap, încât nu pot să te bucur și am zis, Doamne, nu vreau copilul ăsta să crească și când o să crească eu să-mi revin și să pierd, nu vreau să pierd nicio zi în care să mă pot bucura de el. Dar adevărul e că fără Domnul și fără pacea Domnului mi se pare aproape imposibil să faci asta. Și ok, gândește-te la o mamă care de-abia a născut, care se confruntă cu nu știu, frici, cu anxietate, cu depresie, sentimente de astea de respingerea copilului, cu cine să vorbești despre asta? Adică, ok, nu-i destul că o să fiu stigmatizată că am un copil cu dizabilitate, nu o să le mai și zic că eu, nici eu nu-s bine, că atunci, și atunci apare toată stigma, rușinea, toate le asupra ta. Contează foarte mult cum se raportează oamenii din jur la tine, dar mai mult contează cum te raportezi tu la copil și la oameni, că atunci eu să-ți preia modelul. Și în tumultul ăsta ai nevoie de cineva care să vină să zică, uite, și eu am trecut pe acolo, uite, hai să dau un glas la ceea ce tu nu poți să dai glas. Eu știu că asta se întâmplă. Hai să dau un glas la ceea ce tu nu poți să dai glas. Foarte frumos. Da, și foarte cumva frumos să te identifici cu omul, că uite, în ceea ce ți se întâmplă e greu, dar e real și normal să se întâmple așa, nu ne-ai luat o razna, știu că e greu. Nu minimalizăm și, da, și nu ne punem mâinile la ochi, dar hai să vedem ce putem să facem. Exact. Hai să-ți arăt că se poate și să existe bucurie și după sezonul ăsta. Mm. Și cam asta am încercat noi să facem. Am făcut într-un mod natural și organic la început. După aia, după câțiva ani, am dat seama că cumva în Cluj am încercat noi să ne facem conexiunile noastre prin spital, să aflăm când un copil se naște ca să putem la legătura. Ce frumos! Și așa a apărut conceptul de asociație. Bun, avem nevoie de un cadru legal în care să facem asta, că să putem colabora cu spitale sau așa. Dar nu a fost că hai să ne-am planificat noi să facem lucruri. Dumnezeu a pregătit contextul. Dumnezeu a pregătit oamenii contextul, dar suntem acum 4 familii care suntem mai active, dar toți avem cel puțin 2 copii și cumva vrem să luăm lucrurile pe rând și să facem atât cât Domnul ne permite și ne dă contextul și prilejul. Dar ideea de a face YouTube... Nu, eu vreau să-ți spun acum o chestie. Modul în care vorbești, se vede că trăiești lucrul ăsta, dar mie cel puțin îmi imprim și cu siguranță ascultătorilor când vor viziona episodul ăsta, vor vedea în vocea ta și în atitudinea ta încurajare. Nu vor vedea deprimare sau tristețe sau atitudinea aia că îți plângi de milă. Se vede că Dumnezeu ți-a dat și ție și soțului tău o putere care se citește în ochi, sunteți pozitiv și asta vine din relația cu Dumnezeu. Însă ce te încurajez ca unul care sunt pasionat de social media? În sensul că sunt anumite
videoclipuri de 20-30 de secunde, un minut, care pot să încurajeze o inimă, care pot să întărească. Și chiar asta te încurajează să mai vorbim mai mult după podcast despre lucrul ăsta. Ia-ți anumite teme. De exemplu, cum te comporți cu copilul tău în primul an? Uite ce am făcut noi. Eu chiar cred că oamenii s-ar uita la așa ceva. Uh-huh. Foarte probabil. Domnul să ne dea și călăuzire și context și timp. Uh-huh. Adevărul că pentru mine e o provocare să fac orice în afara familiei, pentru că avem 3 copii relativ mici, uh-huh, care au foarte mult timp, dar da, pe viitor avem chiar foarte multe proiecte și Domnul ne-a deschis uși. Știi, suntem o familie care cumva în contextul de astăzi e diferită pentru că un copil cu sindrom Down, dar în contextul general suntem o familie foarte simplă, modestă și niște oameni care în care Dumnezeu a vărsat atâta de resurse încât sunt uimită și n-aș putea să stau, uh-huh, și să risipesc ceea ce Domnul mi-a dat. Foarte frumos. Am o curiozitate, cât mai sincer, cât mai deschis. Cum se raportează oamenii la voi când văd că aveți un copil cu sindrom Down? De exemplu, te duci la magazin, îți dau întâietate în anumite situații. Cum e în România atitudinea, din cât cunoști tu, nu vorbim acum să generalizăm, că nu toți oamenii sunt, dar ce ai experimentat tu ca mamă, ca părinte de copil special și deosebit ca Iosua? Să știi că am avut parte în general de experiențe faine și acum suntem într-un sezon în care experimentăm din plin ce înseamnă să fim în afara societății. Iosua de-abia a început clasa pregătitoare, clasa 0, și deja ne cunoaște toată școala, toată lumea, e un copil care e rușinos așa în contexte private, dar care povestește cu toată lumea. Deci nu există polițist care să nu stea în fața școlii la trecerile de pieton, care să nu fie salutat în fiecare dimineață, doamnele îngrijitoare, toată lumea deja ne cunoaște. Și uite, asta e o provocare pentru noi ca și părinți. Nu suntem noi cei mai extrovertiți, dar în timp înveți că, uite, asta e modul lui de a se manifesta, de a fi drăguț cu toată lumea, de a-și arăta dragostea pentru toată lumea și, da, ne obișnuim cu asta. În principiu, ceea ce încerc să învăț și pe părinții noștri, care au copii cu dizabilități în general, contează foarte mult atitudinea pe care are părintele față de copil. Dacă, și asta de la încă de la început, noi când am aflat vestea că Iosua e suspect de sindrom Down, timp de o lună am făcut testele genetice și timp de o lună trebuia să așteptăm rezultatul. Ei bine, până noi am așteptat rezultatul, n-am spus nimănui nimic. A fost cumva lupta noastră, ne-am rugat, am crezut până în ultimul moment că Domnul poate să schimbe diagnosticul ăsta și să nu fie. Dar cumva ne-am luat un timp în care am vrut să procesăm noi ce înseamnă pentru noi treaba asta. Foarte înțelept. Ca mai apoi să putem să arătăm o atitudine pozitivă noi față de copil. Pentru că ce se întâmplă? Dacă eu o să mă uit la copil și o să zic săracul de el și o să-i plâng de milă, da, și da, da, vai ce greu ni și ce nenorocire ni s-a întâmplat. E bine, inclusiv omul care îl vezi la rând la magazin o să se uite așa la tine că săracul. Dacă eu povestesc cu Iosua ca și un copil oarecare tipic și ce ni s-a întâmplat după ce am început să zicem tuturor, bine, ne-am luat un timp, am aflat diagnosticul, după vreo săptămână am început să împărtășim familiei și celor din jurul nostru. Ce s-a întâmplat a fost că toată lumea era deprimată și noi, ca și părinți, am ajuns să încurajăm pe oameni, ok, puteți să vă luați un timp în care să fiți supărați, ok, și noi am fost, e o perioadă normală, dar nu stați foarte mult acolo, că nu e nicio tragedie. Și modul în care tu te raportezi la copil o să fie preluat în mod aproape instinctiv față de toți ceilalți. Incredibil, incredibil. Și asta e, nu știu, cred că primul meu sfat pentru toți părinții de copii cu dizabilități. Mm. Aveți grijă. Da, nu înseamnă că trebuie să fii fake, nu înseamnă că trebuie să mergi să zici, da, mi-e ușor, ce frumos, ce bine, da. Nu trebuie să jucăm teatru, că nu asta e ideea, trebuie să fii autentic. Mm. Dar în același timp trebuie să fii conștient că modul în care tu o să te raportezi la copil o să fie modul în care societatea se va raporta la copilul tău. Și da, mă întreb oamenii pe stradă, uite, povesteam de la școală până la mașină, până unde am parcat,
o mămică, na, ne-am văzut povestind pe stradă cu toată lumea și, na, ok, bun, dar povestiți-mi mai multe despre copilul ăsta. Cum? Se descurcă la școală? Ce e aia sindrom Down, să știți? Bineînțeles că toată lumea să-și amintească cândva au avut pe cineva în familie, în vecini, nu știu unde, și se leagă discuții naturale. Dar dacă eu aș fi mama care, eu ai să mă ascund, eu ai că mi-e rușine, așa s-ar și uita toată lumea. Sau să-ți plângi de milă. Da. Da, trebuie să ai oameni cu care poți să împărtășești și care poți să zici, mă, uite, sunt într-un sezon foarte greu, rugați-vă pentru mine. Dar trebuie să fii un pic atent cu cine împărtășești, să-ți găsești oameni care nu o să-ți plângă de milă, oameni care nici nu o să minimizeze. Să te înțeleagă, dar în același timp să te încurajeze, să te ridice. De asta citeam azi un gând foarte interesant, că noi creștini ar trebui să fim ținuți minte ca oamenii care încurajează, nu ca cei care descurajează. Și mi-aduc aminte de ceea ce spunea Domnul Iisus Hristos, oamenii vă vor cunoaște pentru dragostea pe care o aveți unii față de alții. Eu ce apreciez mult, că la toate învățăturile pe care tu le dai, se vede că ați trecut pe acolo. Să vede că nu sunt citite din cărți. Și mă uitam la atitudine. Eu am mai văzut copii cu sindrom Down și erau așa speriați. Erau atitudinea mamei. Lasă, nu știu. Și m-am uitat la atitudinea voastră. Cât de frumos l-ați încurajat. Nu nimic, e un loc nou. Hai să ne uităm. Hai să vedem desenul ăsta de aici. Uite-l, el este Andrei. Uite ce băiețel ale Andrei. Uite-l pe Iosif, directorul de... Foarte fain. Și e atât de bucuros. Da, e un copil chiar foarte bucuros. Da, contează foarte mult și asta transmiți oamenilor. Și sunt oameni care, într-adevăr, o să zică tot felul de lucruri care sunt nepotrivite. Cum reacționezi în momentul în care dai peste oameni care n-am să folosesc termenul care vreau să-l folosesc, dar li lipsește ceva, ca să nu spun altcumva. Cum reacționezi în momentul în care spune ceva negativ despre copilul tău? Sau în momentul în care îți, nu știu, îți înfinge așa o săgeată? Ai avut parte de oameni de ăștia în viață? Nu neapărat că au fost răuvoitori. Că sunt oameni și sunt conștientă că sunt oameni care jignesc și, uite, în spațiu virtual și în social media o să găsești tot felul de hateri și în momentul în care vrei să te expui, o să ai parte și de asta și am avut parte de asta, dar cumva trebuie să vezi care e frustrarea din spatele oamenilor. Deci am avut-o pe Mica Varga la podcast. Deci nu-ți spun, vorbeam cu ea despre hateri care sunt în online și mi-au povestit niște oameni, dar nu știi de ce duh smânați unii și spune, tu îți pui copilul tău ca să-ți faci reclamă. Tu ești pe bune când spui lucrurile astea? Și mă uitam și întrebarea ar fi, cum faci față la, că să te enervezi, să-ți consumi tu energia ta, sănătatea ta? Cum procedezi în momentele respective? Mai uite, în mediul online am avut parte de hateri, dar nu mă afectează niciun fel, adică chiar... nu știu, am făcut campanii pro viață sau așa în care ne-am mai expus pe noi sau familia, dar nici măcar nu le-am șters, adică ok, pot să înțeleg duhul din spate și motivațiile sau, mă rog, suferințele poate din spatele oamenilor și nu, de obicei nu intru în discuții, chiar nu intru și slavă Domnului, așa ca și structură și ca și construcție, nu neapărat mă stresez foarte mult de părerea oamenilor din afară și bine. Din punctul meu de vedere poate să vorbească orice. În schimb, ce mi se pare că e mai provocator e să ai oameni care cu bună intenție vor să zică ceva de bine sau drăguț și zic prostii. Deci am Te rog, dă-mi un exemplu, chiar sunt curios. Cam cum ar sunteți blestemați, sunteți ceva, ați păcătuit că ați ajuns. Sunteți ceva blestem generațional care a ajuns la voi. Uite, Dumnezeu, stai să zic, Dumnezeu nu are nevoie de oameni cu handicap. Dumnezeu are nevoie de bărbați care să fie destoinici și perfecți, care să lucreze pentru împărăția lui. Este comentariul care ți-a zis cineva? Da. Nu-i comentariu, a fost... oameni care au fost în casa noastră și cumva din contextul nostru.
Da. Nu știu. Foarte. De la... Astea mi se par o categorie de lucruri în care toată lumea... Ok, acum hai să despicăm firul 4. Deci unde s-a păcătuit? Cine? Ce grozăvie a făcut ca să ajungem la un copil cu dizabilitate? O mică paranteză ca să nu... Îmi pare rău. Okay. Că ați avut... Nu, dar în fine. Când mă uit la Domnul Iisus Hristos, și asta e foarte important ca cei care ascultă să înțeleagă ce spune Scriptura, Biblia, nu ce baliverni vorbesc alții. Domnul Iisus Hristos chiar spune la un moment dat, acest caz de orb, s-a născut orb. Și le spune ucenicilor și sfântocilor, farisei care erau prezenți acolo și ceilalți oameni, că nu este o boală datorită păcatului. Adică, cu alte cuvinte, eu am avut o surioară scumpă, e în cer. Și am avut doi gemeni și sunt cer. Nu datorită păcatului au ajuns în cer. Dumnezeu a hotărât lucrul ăsta. Sunt momente în care Dumnezeu vindecă și așa își întărește numele. Sunt momente în care Dumnezeu folosește o poveste ca a voastră ca să-i încurajeze pe alți oameni care acum ascultă. Și stau și spun, măi, am și un copil cu sindrom Down. Poate nu m-am uitat la el ca fiind o binecuvântare. Dar uite-o pe Laura. Uite-l cât de frumos se poartă cu filmul. Vreau și eu să cred despre filmul meu că e o binecuvântare. De asta, și cei care ascultă, dacă vreodată veți da peste oameni din ăștia, nu-i băgați în seamă. Pentru că Dumnezeu, dacă crezi în El, Dumnezeu vrea ceea ce este cel mai bine pentru tine, El va purta de grijă. Și nu știi cum povestea ta poate să întărească mai... Dar crede-mă, sunt atâta de surprins. Și ce le-ați spus oamenilor ăstora în momentele alea? Măi, uite, oameni care ne-au zis poate cele mai ciudate explicații, au fost unii dintre oamenii pe care eu i-am apreciat foarte mult. Și o să zic și de ce. Pentru că erau oameni care nu ne-a... erau cumva din contextul nostru, dar nu prieteni apropiați, nu familie, nu oameni la care m-aș fi așteptat să vină să-mi zică ceva. Dar ei au venit de drag pentru noi, cum au aflat că noi avem un copil cu sindrom Down, s-au pus în mașină, ne-au zis, uite, noi vrem să venim să ne rugăm pentru voi. Voi trebuie să nu acceptați că aveți copilul cu sindrom Down, că în momentul în care acceptați, bătălia ați pierdut-o. Trebuie să vă rugați în continuare să nu mai aibă sindromul Down. În fine, sunt multe povești pe care le-am auzit. Dar au fost oameni care, asta mi se pare că e provocarea, care vor să fie de treabă și cu tot ce știu ei vor să te ajute. Acum că ce știu ei s-ar putea să fie bine sau s-ar putea să fie foarte prost, asta e altă poveste. Oamenii să pună mâna pe Biblie și să o citească. Amin. Eu îți spun că nu... Deci asta arată o ignoranță biblică foarte mare. Îs unul dintre oamenii, și o spun asta cu toată smerenia, care am avut parte de miracole în familia noastră pe bandă rulantă. Adică, mama mea a fost vindecată de cancer. A fost un miracol extraordinar. Dar acum are o boală, din punct de vedere medical, neidentificabilă. Nu ne rugăm pentru vindecare? Nu-i facem ungeri? Nu proclamăm peste ea? Nu se vindecă. E problemă cu credința noastră? Nici de cum. Credem că Dumnezeu... Tatăl meu a murit, a făcut stop cardiac și infart în fața ochilor mei. Ce s-a întâmplat? Dumnezeu l-a înviat din morți. Au scris ziarele din Iași despre el. Eu știu ce Dumnezeu mare am. Dar când îl văd pe unul din ăsta că vine și îmi spune, ah, problema e la tine. Mă, dar cine ești tu să judeci? Cum îți permiți să spui așa ceva? De asta, și de ce s-a așa de aprins? Am o mânie sfântă în inima mea, în sensul că știu că sunt alți oameni care trec prin suferință și vin alții la ea și spun, e problema la tine, nu. Uite-te la Dumnezeu în momentul respectiv, nu la gura oamenilor. Că s-ar putea să spună multe prostii. Te rog, continuu, am vrut să fac paranteza asta. Da, uite, sunt și altfel de abordări care par mai sfinte cumva, în care vin oameni și zic... povești cu îngerași, că și copiii ăștia sunt îngerași de pe alte planete care au venit la tine și că Dumnezeu a știut că tu o să, că Dumnezeu nu dă niciodată mai mult decât poți duce și mai mult decât atâta, dă numai în familiile în care știe că se pot, că oamenii o să aibă grijă de ei. Nu sunt copii cu sindrom Down în orfelinate fără număr, nu sunt copii cu sindrom Down care or fost omorâți fără număr. Și uite, una din frustrările mele, dacă e să o luăm așa, lipsa unei teologii a dizabilității curate, predicate și promovate în bisericile evanghelice.
Când ai auzit ultima predică despre dizabilitate și când mă refer la asta, nu mă refer la predicile despre cum au fost vindecați oameni. Despre predicile în care oamenii au rămas așa cum au fost. Uite-te la Pavel care s-a rugat să ia Domnul țepușul. Nu știu, nu știm cine, care a fost țepușul. Și cine dar era a fost Pavel? Bun. Cine dar nu, era Pavel? Da, asta da, e întrebarea. Exact. Dar nu a fost un caz în care, indiferent, acum nu dezbatem teologii care era țepușul, dar dacă e un țepuș, înseamnă că nu era confortabil să stea cu el și Domnul a zis, nu, în slăbiciune puterea mea vreau să fie făcută desăvârșită. Ce am învățat e că Dumnezeu alege lucrurile slabe și urâte ale lumii ca să le facă de rușine pe cele tari. Și da, de-a lungul timpului am învățat că Dumnezeu poate să facă miracole și să vindece și am văzut, la fel ca și tine, multe, foarte multe cazuri în care Dumnezeu a intervenit într-un mod miraculos și cred că oricând Dumnezeu poate să facă asta. Da, ne rugăm pentru asta, da, pentru oameni. Dar nouă ne plac numai poveștile astea și da, trăim da, în secolul teologiei prosperității în care Domnul neapărat vrea să fie vindecat, Domnul neapărat vrea să fie bine, să ai bani și să mai ai nu știu ce. Și noi ca oameni, pare, cumva pare mai sfânt să zic, uite, Domnul vrea să fie copilul ăsta vindecat și voi în continuare trebuie să aveți credință și cumva pare mai bine decât ce zic ăștia alți în care am fost blestemați. Dar e la fel de erezie teologică, adică nu poți să fii tu să-mi zici, da, eu cred că Domnul poate să descopere în mod supranatural unui om despre alt om. Nu asta e problema. Problema e când inventăm noi lucruri și ce se întâmplă? O să vină la noi și noi o să zicem, eu știu cine e Dumnezeu, eu știu ce zice Dumnezeu despre asta și sunt ok cu asta. Da. Dar o să mergem și o să dăm informațiile astea unor oameni care poate încă nu și-or procesa suferința, poate că sunt în război cu Dumnezeu și știi ce facem? Și ce facem? O să le adâncim frustrarea și războiul cu Dumnezeu și o să zică, ce Dumnezeu e ăla? Te-o ales pe tine, dar nu vreau să mă aleagă, eu vreau înapoi un copil mediocru și normal, nu vreau să mă aleagă pe mine. Și mi se pare, plecăm de acolo, am zis o chestie foarte spirituală și l-am încurajat pe om, dar de unde? N-ai decât să omul ăla... Trebuie să avem foarte mare grijă ce fel de sfaturi dăm și ce fel de informații dăm. Laura, am învățat o chestie și scuză-mă că intervin. Ca unul care am trecut prin suferințe și am fost în spital. Am învățat un verset din Proverbe care spune așa. Până și nebunul ar părea înțelept dacă ar tăcea din gură. Era o prietenă foarte apropiată, eram la înmormântarea mamei, un moment groaznic. Și vine un deștept în spate și începe să spună, dar tu știi cum am avut aici în cer? Dar tu știi că de fapt, m-am întors la el și trebuia să ies în față să spun ceva și am zis, băi, te rog frumos să taci, că s-ar putea să schimbăm foaia. Și am înțeles un lucru, când omul trece prin suferință sau când familia se confruntă, taci din gură și întreabă, cu ce pot să ajut, cum pot să mă rog, n-am nevoie să vii să-mi arăt, pentru că știi ce interesant, oamenii care dau din gură, că le știu pe toate, în momentul în care ei vor trece prin suferință, va fi groaznic. Pentru că vor vedea că tot castelul ăla care și l-au clădit din cărți, pe baza credințelor, îți spun o veste extraordinară, că studiez cuvântul și predic. Știi că multe minuni pe care le-a făcut Domnul Iisus Hristos nu le-a făcut din pricina credinței oamenilor care erau acolo? Ioan capitolul 5, momentul cu slăbănogul, ăla nu cred, apar n-avea cine este Domnul Iisus Hristos. Și ne aud pe unii că, da, dacă ai credință, ai să fii vindecat. Și ce faci cu cei care sunt din lume, nu-L cunosc pe Hristos? Îți vindecați și trăiesc așa și după aia se întorc la Hristos. Cum pui aici? A, nu, că asta am vrut să spun. Deci în momentul în care cineva trece prin suferință, ascultă-l pe om, oferă-i umărul tău să plângă, înțelege-l. Apropo de experiența ta, te rog. Cumva mi se pare că Domnul m-a pregătit așa de-a lungul vieții. Am fost de mic copil, nu știu, poate de-abia știam să vorbesc bine și am fost cu câteva ocazii în vizite la spitalul de neurologie pediatrică pe vremea aceea și am asistat la, nu știu, doamnele asistente, medici și abar n-am ce eram acolo, certau niște copilași că nu stăteau pat sau whatever și am venit acasă, nu știu, de-abia vorbeam bine și eram atât de revoltată. Cum adică? Doamnele, nu văd că copiii aia suferă. Cum adică și-o permis să aibă atitudine? Deci întotdeauna am avut așa o justiție din asta socială foarte tare impregnată foarte și mi se pare că Domnul chiar m-a pregătit de mic copil pentru asta.
Dar înainte de a avea PEOS, am trecut printr-o altfel de școală, mai practică, cu 3 ani înainte, cred că, de a avea PEOS. Unchiul meu a murit și în urma lui a lăsat-o pe mătușa mea și pe verișorul meu, care e cu 3-4 ani mai mic decât mine. El are tetrapareză spastică, e într-un scaun rulant, nu poate să vorbească, nu poate să mănânce, nu poate să stea singur, e spastic, e deja un adult. Și în ziua în care unchiul meu a murit, eu m-am mutat la ei și timp de câteva luni am locuit cu ei și am avut cumva grijă de el împreună cu mătoșa mea, mai ales în lunile alea de început. Când stai cu un copil care acum e adult în casă și vezi ce înseamnă să-l iei, să-l ridici, să-l schimbi, să-l pui înapoi, să nu te mai poți ridica din pat noaptea că nu-ți mai simți mâini în picioare, nimic și trebuie să fii acolo pentru el. Atunci îți dai seama ce înseamnă să-ți fie greu. Și când l-am avut pe Iosa, cumva povesteam cu Benica, cum ar fi acum să te plângem că avem un copil cu sindrom Down, care e nimica pe lângă ce are Adriana, cu care tocmai am stat în casă. Și și eram într-o zi cu el la plimbare. Pe vremea aia plăcea foarte mult să meargă cu tramvaiul. Și era super complicat. Imaginează-ți un scaun rulant, du-te în tramvai și cumva să hai să-i fac într-o zi pe plac. Ne-am dus cu tramvaiul și era un tramvai super, nu tramvai, troleu. Era un troleu super aglomerat și încercam cu greu să-l ridic cu căruciorul, cu toate, să încăpem. Era foarte aglomerat și cumva nu că lumea nu te ajută, dar nici nu, măcar fă-mi loc să pot să intru, să pot să trec. Și țin minte că m-am chinuit așa de mult până l-am băgat în troleu și am zis, nu mă mai duc, că nu mai pot, că ești mare copile, nu putem să mergem. Și eram, toate eram transpirate și nu mai puteam. Și în sfârșit, când am ajuns în troleu, mi-am urcat și pe când să pornească, aud în spatele meu voce, știți că Domnul Iisus vă iubește? Deci în momentul ăla eram așa de frustrată. Da, știu. Și dacă tu l-ai iubit pe Domnul Iisus, m-ai fi ajutat, nu m-ai fi încurcat. Era o femeie care stătea lângă mine și care nu puteam să întorc căruciorul de ea. Deci nu că m-a ajutat. M-a încurcat cât o putut și după ce în sfârșit îmi trăgeam sufletul, știți că Domnul Iisus iubește? Da, știu. Dar dacă tu l-ai iubit, mă lăsa în pace. Laura, știi ce interesant? Că asta, că spunea acolo în Vechiul Testament că acest popor este un popor care mă iubește cu buzele, dar inima lui departe de mine. Și fac o paralelă în Noul Testament. Domnul Iisus Hristos, când s-a dus la casa Betesda, casa milei, casa Harului, era o imagine dezolantă acolo. Oameni care erau plini de puroi, oameni care nu se mișcau, oameni care miroseau urât, oameni bolnavi. Asta înseamnă dragostea. Dragostea are fapte. Te uiți. Nu doar că spui, Iisus te iubește. Știi dacă Iisus te iubește? Dar cum îmi arăți lucrul ăsta? De asta au nevoie acum oamenii să vadă, ok, spui că ai un caracter cristic, adică te asemeni cu Domnul Iisus Hristos și spui că ești creștin. Nu doar că porți un tricou cu Jesus loves you. Și ce asta? Arată-mi prin faptele tale. Uite, că mai avem acum puțin timp, că timpul zboară așa de repede. Ce sfaturi ai avea tu acum pentru mamele care află vestea că au un copil cu sindrom Down? Ce sfaturi ai tu pentru cei care au un copil cu sindrom Down, care să fie lucrurile pe care să le facă, nu alea care să nu le facă, că alea s-au înțeles din tot podcastul, dar care ar fi câteva? Mai contează foarte mult cum treci prin suferință și ce am înțeles e că există un numitor comun a tuturor oamenilor care trec prin suferință și să ai un copil care e bolnav sau cu o dizabilitate. Prima și cea mai importantă și cumva permanentă întrebare e de ce? De ce eu? De ce mie? De ce nu? Adică, cumva mi se pare că întrebarea asta ridică așa foarte multe lucruri. Dar, cum ziceam înainte, cred că trebuie să înțelegi că Dumnezeu e dragoste și tot ce face El e bun. Trebuie să înțelegi că copiii sunt o binecuvântare de la Dumnezeu. Nu copiii care... acolo nu există copii care iau nota 10 la matematică. Copiii care sunt frumoși, deștepți, sănătoși și cu ochii albaștri și păr blond. Nu. Copiii sunt o binecuvântare. Așa e. Tu poți să primești binecuvântarea asta, dar ce-am experimentat eu și mai ales în primele luni,
că există pacea care întrece orice pricepere. Convingerea mea e că Dumnezeu nu lasă nicio ispită peste puterea noastră, dar Dumnezeu ne lasă uneori în probleme care ne depășesc pe noi ca și oameni, tocmai ca să învățăm să ne agățăm de El. Ce fain, să ori, ori o să ajungem să fim depresivi. Am nenumărate cazuri de părinți care au luptat până în ultimul moment pentru copilul lor și copilul lor e mare, adult și îi bine, dar ei îs praf pe interior și nici până astăzi nu au acceptat. Sau am părinți de copii care poate încă nici nu s-au născut și ei deja îs liniștiți pentru că diferența e Dumnezeu. Și Dumnezeu poate să dea pacea aceea care întrece orice pricepere. Și Dumnezeu lasă, și cred că, uite, poate e bine de menționat, Dumnezeu de ce lasă dizabilitatea? Sunt nenumărate motive. Cum ai zis tu? Da, poate că Dumnezeu lasă un om până, poate la vârstă adultă, ca să-și arate slava la un moment dat să-l vindece. Și nouă ne plac vindecările și e miraculos și e minunat cum Dumnezeu vindecă. Dar, cum zici tu, nouă ne-ar plăcea să mergem la biserică, zicem o rugăciune pentru omul ăla, e miraculos și plecăm acasă. Da, uite-te, Iisus îl vindecă pe un lepros la un moment dat în Luca 5, probabil. Vine leprosul ăla și zice, Doamne, dacă vrei tu poți să mă vindeci. Înainte să-i zică ceva Iisus, înainte să-l vindece, scrie că Iisus l-a atins și după aia a zis, da, vreau fi vindecat. Asta înseamnă că Iisus prima dată l-a vindecat cumva emoțional și multe din vindecările pe care Iisus le-a făcut nu au fost de dragul vindecării neapărat. Au vindecat oameni de lepră, au vindecat oameni care erau cumva... o parte separată, o parte care nu avea voie să fie în comunitate. Și ce se întâmplă atunci când ai un copil cu dizabilitate este că o să te simți singur și diferit față de ceilalți. E bine, trebuie să întindem o mână înspre acei ceilalți. Și nouă ne plac vindecările, dar nu plătim prețul pe care Iisus l-a plătit să vină, să se întrupeze, să stea chiar și în viața lui pe pământ, cât timp din cât a avut el, a stat și a dedicat oamenilor să-i asculte, să-i vindece, să pună mâna pe ei, să le vorbească. Și dacă te uiți la majoritatea vindecărilor, o să zică, du-te și arată-te la preot, du-te în templu și adu darul de mulțumire, du-te. Ce du-te faci, și de nu fapt, mai păcătui, da, foarte important. Du-te și nu mai păcătui. Și de fapt, el când face vindecarea, restaurează în primul rând inima omului și apoi trupului. Și uite, mai cum ziceai, au fost oameni care au întrebat, vrei să fii vindecat? Omul ăla nu a răspuns niciodată că vrea. A fost vindecat într-un final și Dumnezeu d-apoi. Dar trebuie să plătim și prețul. Da, poate că Dumnezeu o să vindece, dar uneori Dumnezeu lasă, exact cum ziceam, ca lucrurile slabe să fie, să facă de rușine pe cele tari. Pentru că atunci când suntem întregi și perfecți și facem lucruri, o să avem tendința să zicem că noi le-am făcut. Dar când o să vezi un copil cu dizabilitate care o să arate într-un mod minunat dragostea lui Hristos pentru oameni, o să zici, nu a putut să fac el, e numai Dumnezeu care a putut să facă. De asemenea, sunt multe moduri. Noi credem că slava lui Dumnezeu se poate arăta doar atunci când lucrurile sunt bune. Dar nu e așa. Uite-te la un Iacov care s-a luptat cu Dumnezeu și de acolo a rămas șchiop. Și când a venit de acolo a zis, sunt binecuvântat. Iacov nu arăta ca binecuvântat. Iacov a rămas cu o dizabilitate pe viață. Care asta ce-a însemnat pentru el? Noi toți suntem perfecți. Nu suntem niciunul perfecți. Da. Și diferența între noi și persoanele cu dizabilități e că imperfecțiunea lor se vede. Și cred că unul dintre cele mai puternice lucruri pe care eu le-am învățat este că Dumnezeu lasă oameni cu diferite inabilități, limitări, tocmai ca să fie o vie mărturie a faptului că de fapt undeva cu toții suntem așa. După cădere, noi nu mai suntem oamenii care ar trebui să fim perfecți. După cădere, noi toți suntem în interior, ne luptăm cu firea noastră care e păcătoasă, care e urâtă, cu
nu știu, mânie, depresie, cu tot felul de apucături pe care fiecare dintre noi încercăm și știm mai bine sau mai puțin bine să le ascundem. Dar cred că Dumnezeu a lăsat persoanele cu dizabilități și ca un model de, uite, asta e așa, ceva ce se poate vedea. Dar, de fapt, niciunul nu suntem mai buni, niciunul nu suntem perfect. Te vreau să spun aici ceva, că deja mai avem câteva secunde. Hristos este modelul și exemplul nostru. Vindecările sunt extraordinare, dar scopul vindecărilor făcute de Dumnezeu este, în primul rând, vindecarea sufletului, ca omul respectiv să petreacă o veșnicie cu Dumnezeu. Este un text în Scriptură care spune că Hristos a luat asupra Lui toate bolile noastre. Acolo se referă și la boli spirituale, dar și la boli trupești. Acum, sunt oameni care vor fi vindecați pe pământ. Și sunt martor, și eu am fost vindecat, am văzut vindecări și tu crezi același lucru. Asta. Cred că Dumnezeu așa să-ți vindecă. Dar sunt oameni care vor fi vindecați în cer. Aia este cultura celor, aia este imaginea extraordinară. Se vezi pe cei care au fost șchiopi, când cer ajung și dansează acolo de bucurie și sar din picioare. Se vezi pe cei care au fost orbi pe pământ, dar l-au văzut pe Hristos și în cer vor vedea. Asta este bătălia. Spunea fratele Beniamin Fărgău o imagine foarte frumoasă. Vindecările sunt semne care îndreaptă spre destinația mântuirii, spre cer. Ce folos să fii vindecat? Ce folos să fii sănătos tu? Și să ajungi în iad. Hristos ne iubește atât de mult în care El știe care e cel mai bun plan pentru noi. Și numai în veșnicie, numai în veșnicie am să înțeleg de ce o luat-o pe sora mea Deborah acasă, la câteva zile. Numai în veșnicie am să înțeleg de ce o luat pe frații mei gemeni. Numai în veșnicie vei înțelege de ce El sau este cum este. Dar, hei, cine sunt eu? Dumnezeu este atot cunoscător, atot știitor. Și, Laura, îți mulțumesc foarte mult pentru surpriza asta frumoasă pe care mi-ai făcut-o. Domnul Iisus te binecuvânteze și cu altă ocazie ne vom mai auzi. Mulțumesc tare mult de invitație, a fost o onoare. Mare drag. Dragi ascultători, dragi telespectatori, nu uitați, Dumnezeu este cel suveran. Dumnezeu este cel care este în control. Și în acest episod ați văzut o femeie puternică, o soție puternică, un copilaș puternic, care sunt iubiți de Dumnezeu. Dacă și dumneavoastră aveți un copil care are dizabilități, nu uitați, este acolo cineva în cer care vă iubește. Este acolo cineva în cer care știe toate detaliile despre viața voastră. Credeți în Dumnezeu și El vă va scoate în față ce să faceți. Până data viitoare vă aștept la un nou episod din De Vorbă Podcast. Până atunci, Dumnezeu să vă binecuvinteze.